venit la un restaurant unde o să fim deservite de un chelner mut, care o să ne deservească și o să ne ofere de fiecare dată mâncare scumpă și ieftină, dar noi cu Sofia trebuie să apreciem și să zicem care este scump și care este ieftin. Dacă nu ghicim, suntem nevoiți să scoatem portofelul și să achităm mâncarea. Da. Pe această listă o să scriem prețurile la mâncarea pe care noi nu am ghicit-o. Prețurile o să fie ascunse sub farfurii. Deci noi întâi gustăm și apoi întoarcem farfuria și vedem dacă am ghicit sau nu. Mâncare! Mâncare! Începem, gustăm, apreciem și zicem care este scump și care este ieftin. Deci culorile sunt cam la fel. Na. Prima am gustat. Este destul de gustoasă, eu am gustat aceasta. Acum eu gust asta și tu asta. Prima a fost așa mai fărâmicioasă, nu știu cum, dar mai moale. Aceasta este, nu știu cum, mai tare. Eu, sincer, mare diferență nu văd. Chiar nu văd diferență. Eu zic că... totuși, aceasta este mai scumpă. Mie tot îmi pare că este culoarea aprinsă. Culoarea este mai aprinsă după culoare? Mm-hmm. După coloranță, Sofia apreciază. Eu apreciez aceasta pentru că gustul, deci aceasta este parcă se fărmițează, parcă este făină. Aceasta este mai, nu știu cum să o numesc, dar este deci mai scumpă. Da. Întoarcem. 12. 25. Am ghicit! Deci acestea sunt mai scumpe, uitați-vă. Și noi am ghicit. 25 de lei costă aceste gume. Și aceste costă 12 lei. Și trecem la următoarea mâncare. Următoarea... O, avem doi ursuleți din Pan de Șpan. Și haideți să gustăm. După aspect, acesta este mai drăguț. Mai scump este aceasta în mâncare. La gust, acesta este mai gustos. Eu zic acesta. Eu zic acesta. Zice acesta, acesta. Ridicăm. 6, 4. Eu trebuie să achit pentru ambele. Deci 10 lei. 4 plus 6. 10 lei. Sincer, acesta este mai gustos, care este mai ieftin. Eu deja după aspect pot zice care este mai scump și care este mai ieftin, dar pentru început vreau să gust. Seamănă foarte mult. Așa. Gustos. Mi-mi pare acesta. Aceasta este mai scumpă. Mai scumpă. Da, scumpă. Dar tu? Acesta este. Și aceasta este mai ieftină. Cred că este foarte gustoasă aceasta. Ridicăm. Wow! 2 lei și 8. N-aș zice că merită așa diferență mare în preț, deci noi am ghicit și acum mergem la următoarea mâncare. Chiar nu se merită să achizi mai mult pentru aceasta, este foarte gustos. Sofia, hai să vedem dacă chelnerul nostru chiar este mult. Chelnerule, cum te cheamă? Așa îl cheamă. Următoarea mâncare, deci este chiar mult. Avem niște chipsuri. Cu paprika. Mi-e pare că acesta. Mai scump? Mai scump. Eu sincer nu văd diferență. Care? Zic acestea, totuși sunt mai puțin colorate. De obicei colorează ceea ce este mai ieftin să nu se vadă ce este sub ele. Eu zic acestea sunt mai scumpe. Și tu care zici?
Acesta. Acesta mai scump. Hai, ghine. Ghine. Bine. Da? Nu! Yes! Eu am ghicit! Cu toate că diferența nu este mare, ci eu am ghicit! Ura! Trebuie să costi 35. Deci tu achiți 35 de lei, să fie 35. Hai, ghine! Deci, ieși puțin moldovenească din noi, trecem mai departe! Așa, să vedem dacă ghicim de data aceasta. Acesta este chiar vata. Ce gustoasă! Asta este vata bună. Bubble gum? Aceasta este specifică, aceasta chiar este vată, dar aceasta este specifică. Nu-mi pare că aceasta. Și eu cred că aceasta este mai scumpă, pentru că totuși este gumă. Da? Da. Vedem. 3, 6. Ura! Am ghicit. Ura! Dar este foarte gustosă și asta. Dar aceasta totuși este gumă de mestecat. Cu gust de bubblegum. Chiunurile, ne mai aduci ceva? Nu vă pește. Mergem mai departe. După aspect nu este clar nimic. Eu acestea. Acestea sunt mai scumpe? Cred că. Da? Se gust. Nu-mi pare că ce. Sincer, este mai gustos, dar acestea, deja cunosc gustul, este mai scump, cred eu. Tu ce zici? Acestea mai scump? Eu zic că acestea sunt mai scumpe. Ridicăm. 7 și 18. Tu nu ai ghicit, eu am ghicit. Eu am ghicit, am zis că acestea sunt mai scumpe. Dar sincer, acestea sunt mai gustoase. Sincer, nu se merită să achiți mai scump. Sofia mai achită încă 25 de lei. Ai, 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 ai. Chionerul a râs? Ai auzit? Nu este mut. Încă 25, așa. Mergem mai departe. Biscuiți de ciocolată cu umplutură. Gustăm. Mai scump. Precis mai scump. Acestea parcă sunt din plastic. Da. Ridicăm. Chelnerul râde după cadru. Wow! Dar chiar așa și este diferența, chiar este așa de mare. 2,50, 100 de grame și 25. Mare diferență. Da? De 10 ori. Am ghicit și nu achităm. Poftim farfuriile. După aspect, da, din nou, acestea sunt mai colorate, ca și cu gumele, dar vedem la gust. Foarte gustos. Așa sunt. Da. Acesta. Asta, arahida este mai prăjită aici, mai gustoasă decât aici. Ridicăm. 14 lei 100 de grame și 26 de lei 100 de grame. Chiar se simte, dar nu atât de mult, dacă sincer. Nu merită să achiți mai mult. Pentru că gustul puțin este mai gustos. Noi din nou nu achităm, Sofia. Mai aduceți-ne și ceva să bem. În sfârșit, apă, cred că una este gazată și una plată, sau cum să înțelegem aici. Hai, gustăm. Apă plată în ambele. Acesta nu este gustos. Acesta este mai gustos. Acesta este mai scump. Ridicăm? Da. Da. Vă dați seama, noi ambele nu am
ghicit, așa se primește. N-am zis că aceasta este mai scumpă de un leu. Un leu, doar un singur leu costă litru de așa apă și un litru de astfel de apă costă 11 lei și aceasta este cu mult mai gustoasă. După mine asta este mai gustoasă. Da, aceasta este mai gustoasă. Noi nu am ghicit, Sofie, și achităm și tu și eu câte 12 lei. 12 și 12. Sincer, nu m-am așteptat la așa ceva. Mergem mai departe. Acesta este iaurt și gustăm. Acesta este cu ceva, cu niște fructe. Cred că este mai scump acesta. Da. Gustos. Nu mi este clar. Înțeleg. Acesta este mai gustoasă. Acesta este mai acru. Acesta este mai gustos. Acesta este mai scump. Da. Da? Da. Da? 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 Chionerul cine zice da sau nu? Acesta este mai scump. Hai, ridicăm. 5! 15! Noi de nou achităm, Sofia. 20 de lei. Acesta mi s-a părut mult mai gustos de 5 lei decât acesta de 15. Doar că are multe fructe, dar e mai gustos acela. Înțeleg nimic. Încă câte 20 de lei în contul nostru. Și mergem mai departe. Mâncare. După aspect, acesta este mai scump. Da, da, da. Da. Tu te îndopi sau guști? Ce este mai ieșit? Tu cum crezi? Nu eu cum cred. Eu cred că aceasta este mai scumpă. Da, mai mănâncă încă. Ca să înțelegi mai bine. Eu zic aceasta. Repede, repede. Hai, unde e? Care e mai gustoasă? Bine, deci Sofia alege exact ca și mie și noi ghicim! Cu toate că nu merită așa mare diferență, este foarte gustoasă și acestele cam sunt la egal. Dar noi am ghicit și nu achităm nimic și trecem la următoarea rundă. Mâncare, mâncare, mâncare bastonașe care nu se deosebesc după aspect. Nici după gust. Dar acestea îmi par mai gustoase. Mai acestea? Tu zici că acestea sunt mai scumpe? Uh-huh. Eu zic că acestea sunt mai scumpe. Ridicăm. Ce? Ah. 3. 17. Dar nu merită așa diferență. Acestea îmi par mai gustoase. Nu. Uh-huh. Nu, pentru că ea a ghicit. Deci eu trebuie să achit încă 20 de lei. Mai este mâncare? Nu vorbim. Biscuit și cam nu este egal deloc. Acesta este cu ciocolată și acesta este simplu. Nu știu, cred că acesta este mai scump. Foarte gustos. Acesta este mai scump. Da, el este cu ciocolată, da, el are umplutură. Dar biscuitele nu este atât de gustos cât acesta. Acesta este mult mai gustos. Sofia zice că acesta este mai scump, eu zic că acesta. Ridicăm. Cum, Sofia, îți pare? 12 lei costă aceștia și 1,50 lei acesta. Îți dai seama diferența? Cu toate că uitați-vă, are și ciocolată și toate chestiile, da? Așa, acesta este mai scump. Eu am ghicit și tu nu. Și tu trebuie încă să mai achiți 13,50. Mergem mai departe. Arată foarte delicios acestea. Hai să gustăm. Eu nu știu. Aveți probleme cu șervețelele. Foarte gustos. Și forma aceasta este foarte gustoasă. Frumoasă, gustoasă.
Acestea sunt mai scumpe și mai gustoase. Să ridică. Oh! 100 de grame costă 36 de lei și 5 lei, dar nu merită așa diferență. Sincer, noi am ghicit și trecem la următoarea rundă, însă, sincer, această diferență în gust nu merită să fie. Oh my god! Cine ți-a dus? Ce este asta? Are un aspect foarte frumos și una și alta. Sper că e ciocolată, da? Aceasta. Ce e aceasta? Mai gustoasă. Și scumpă. Da? Mhm. Mie îmi pare aceasta mai gustoasă. Și mai scumpă. Serios? Hai să vedem. Tu ești din încrezută? A, da. Prețurile care sunt aici, chiar sunt prețurile din magazine. Sunt mudare cu ciocolată, da? Eu zic că aceasta este mai scumpă și tu zici că aceasta ridică. Oh! Serios? Mi-a părut sincer că aceasta e mai gustoasă. Deci eu trebuie să mai achit încă 60 de lei. Eu am pierdut? Încă 60, 122 și să fie 105. Deci eu trebuie să achit 122 de lei și eu am pierdut în challenge-ul de astăzi. Ești fericită? Scoate portofilul. Dacă v-a plăcut challenge-ul nostru de astăzi, ne încurajați cu multe like-uri, vă abonați la toate canalele noastre YouTube la care noi permanent postăm. Vă iubim și ne revedem în filmulețul următor. Pa!